Sfântul Ioan Botezătorul. Odată tare de mult, în ținutul Iudeii, Israelul de astăzi, trăia un bărbat pe nume Zaharia, împreună cu soția lui Elisabeta. Cei doi se îndrăgeau nespus de mult, dar mai presus de toate îl iubeau pe Dumnezeu, căruia îi dădeau slavă și mulțumire în fiece zi. Nu aveau copii, dar își doreau nespus de mult. Anii treceau, ei încărunțeau și rugăciunea lor parcă rămânea fără răspuns. Într-o bună zi însă, pe când Zaharia slujea la templu în Ierusalim, căci era preot, veni la el un înger care îi spuse că soția lui Elisabeta îi va naște un fiu ce se va numi Ioan. Zaharia se cam îndoi de spusele îngerului, așa încât își pierdu graiul. După numai 9 luni de la vizita îngerului, Elisabeta născu într-adevăr un băiat, căruia îi puse numele Ioan. Numele lui însă avea să fie dezvăluit abia la 8 zile după naștere, după cum este obiceiul în biserică și astăzi. Când se adună familia pentru a afla numele pruncului, mare le fu mirarea să afle de la Elisabeta, căci acesta va fi Ioan și nu Zaharia, cum toți se așteptau. Dar nu numai atât. De îndată ce Zaharia scrise numele de Ioan pe o tăbliță, Dumnezeu îi dezlegă limba și începu să vorbească. 6 luni după ce se născu Ioan, se petrecu în Betleem o altă minune, și nu una oarecare, ci minunea tuturor veacurilor. Căci Fecioara Maria îl născu pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Izbăvitorul Lumii. La o așa veste, Irod, regele iudeilor din acea vreme, fu cuprins de mare gelozie și ură. Și fără să pregete, porunci ca toți pruncii de parte bărbătească de la un an în jos să fie trecuți prin sabie. Bineînțeles că cei doi nou născuți, Ioan și Iisus, erau deopotrivă în pericol. Iisus fugi în Egipt împreună cu mama sa Maria și cu Iosif, în timp ce Elisabeta îl luă pe Ioan și fugiră în pustie. Aici se adăpostiră într-o peșteră, tocmai când urmăritorii lor erau gata să-i prindă. Înfuriați de aceasta, soldații lui Irod s-au întors în cetate, unde l-au găsit și pedepsit pe Zaharia. Nu după multă vreme, Elisabeta se mută la Domnul, iar Ioan continuă să trăiască în pustie, unde îi purtau de grijă îngerii Domnului. Mânca lăcuste și miere sălbatică, iar cu Duhul se hrănea din cer. La 30 de ani, Ioan cunoștea atât de bine scripturile, încât Dumnezeu îl trimise pe malul apei Iordanului să le spună oamenilor despre viața cea nouă în Hristos. Vorbele pline de duh ale lui Ioan atrăgeau mulțimi de oameni, căci ceea ce acesta le spunea era mai dulce ca mierea și mai prețios decât aurul. Era împărăția cerurilor. Ba unii dintre ei, pătrunși fiind de înțelepciunea și tăria cuvântului lui Dumnezeu, se botezau cu apă, căci cu apă și cu Duh numai Hristos avea să boteze. Într-o zi, veni la Iordan însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru a fi botezat de către Ioan. La început, Ioan șovăi, căci nu înțelegea cum cel ce nu are nevoie de botez cere să fie botezat. Dar Ioan ascultă de Hristos și îl boteză în Iordan. Toți cei de față au văzut cerurile deschizându-se, au auzit vocea Tatălui mărturisind că Iisus este Fiul Său prea iubit și l-au văzut pe Sfântul Duh în chip de porumb coborând asupra lui Hristos. După botezul Domnului, Ioan a continuat să învețe pe oameni despre pocăință, pregătindu-i astfel pentru întâlnirea lor cu Hristos. Din această pricină, Ioan mai este numit și înainte mergătorul, căci a fost cel care a pregătit calea spre Hristos. Nu dură mult și Ioan fu aruncat în temniță de către regele Irod, care prin căsătoria cu soția fratelui său săvârșise o mare nelegiuire. Aceasta din urmă nu suferea să audă de la Ioan adevărul despre ea și viața păcătoasă. Așa că profită de ocazia unui banchet la palat și împreună cu Salomea, fiica ei, îi cerură lui Irod capul lui Ioan.
porunca regelui fu îndeplinită fără crâcnire și lui Ioan Botezătorul i se tăie capul. Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut ca și înainte mergătorul, este ultimul dintre profeți. Mama sa, Elisabeta, a fost verișoara Maicii Domnului, ceea ce înseamnă că Sfântul Ioan a fost văr bun cu Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul este sărbătorit în următoarele zile. Zămislirea Sfântului pe 23 septembrie, soborul Sfântului pe 7 ianuarie, prima și a doua aflare a capului Sfântului pe 24 februarie, a treia aflare a capului pe 25 mai, nașterea Sfântului pe 24 iunie și tăierea capului pe 29 august. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tropar. Pomenirea dreptilor în cântări de slavă, căci mărturia Domnului e îndeajuns înainte mergătorule, te-ai dovedit a fi mai înalt decât profeții cei de demult, căci ți s-a îngăduit a boteza în apele Iordanului pe cel profețit în nenumărate rânduri. Te-ai învrednicit a duce vestea cea bună și în iad, Hristos a întrupat luând păcatul lumii, dăruindu-ne la toți mare milă.